Polițiștii din județul Mehedinți, în colaborare cu jandarmi și cadre didactice, au desfășurat în data de 17 septembrie o amplă acțiune de prevenție și combatere a absenteismului școlar, violenței, consumului de substanțe interzise, dar și altor fapte antisociale în care sunt implicați elevii. În cadrul acțiunii, 59 de elevi din învățământul gimnazial și preuniversitar au fost surprinși, absentând de la orele de curs. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlar, împreună cu colegii lor din alte structuri, au efectuat verificări în unitățile economice din apropierea școlilor, frecventate de elevi. În total au fost verificate 40 de unități de alimentație publică, iar în urma controalelor au fost constatate abateri ce au dus la aplicarea unor sancțiuni. Pe lângă măsurile luate împotriva absenteismului și agenților economici, polițiștii rutieri au verificat peste 80 de autovehicule, dintre care 8 microbuze destinate transportului elevilor. În urma acestor controle s-au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale pentru neregulile constatate. Acțiunea face parte dintr-o serie de măsuri continue menite să asigure transportul în siguranță al elevilor din județ. În total, polițiștii au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, însumând o valoare totală de 7.430 de lei. Aceste sancțiuni au fost date atât pentru abateri rutiere, cât și pentru respectarea normelor economice de către unitățile comerciale verificate. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au subliniat faptul că aceste acțiuni de prevenire vor continua în perioada următoare pentru a asigura un mediu sigur și sănătos pentru elevii din județ. Polițiștii vor colabora îndeaproape cu Inspectoratul Școlar Județean și alte unități pentru a preveni și combate orice formă de infracționalitate sau comportament antisocial care ar putea afecta tinerii. Scopul acestor măsuri este de a proteja elevii și de a încuraja un comportament responsabil atât în rândul acestora, cât și în rândul unităților economice care operează în proximitatea școlilor.